Vineri 30 ianuarie în Câmpina va avea loc cea de-a doua ediție a expoziției de păsări și animale mici. Evenimentul ce se va desfășura în incinta Casei Tineretului are o mai mare amploare față de anul trecut, fiind înscriși 52 de expozanții de păsări, iepuri și porumbei. O să expunem și în partea de sus a sălii iepurii și porumbei, pentru că anul ăsta asociația are mai mulți membri și am înființat și o secție de iepuri. Totodată, în cadrul expoziției, va fi inaugurat și un târg de produse tradiționale. Invităm în primul rând copiii, pentru că sunt mulți copii care nu știu cum arată o găină, un iepure și un porumbel, și câmpinenilor să încerce să își cumpere produse direct de la producători, pentru că în acest târg vor fi numai producători. Câmpinenii pot vizita expoziția până duminică 1 februarie, între orele 9 și 18. Prețul unui bilet este de 5 lei, iar pentru copiii de până în 14 ani, intrarea este gratuită.